La Creuleni a fost lansată sub diviziunea teritorială a Agenției pentru Securitate Alimentară. Invitați la ședința de lansare au fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov și deputatul Elena Frumosu. Poliția a suprimat activitatea unui grup specializat în trafic cu hașiș. Din grup fac parte trei bărbați, locuitori ai municipiului Chișinău, cu vârstă cuprinsă între 51 și 54 de ani, anterior judecați pentru falsificarea actelor și banilor, dar și pentru infracțiuni legate de droguri. Elevii liceului Mihai Viteazul din orașul Cimișlia, cât și reprezentanții ai altor instituții de învățământ din raion, au avut o întâlnire cu Ion Negrei, unul din cei trei autori ai cărții Ioan Pelivan, părinte al Mișcării Naționale din Basarabia, editată recent. Detalii aflăm de la Rodion Vârlan. Tineri veseli curajoși, sub această luzincă la Soroca s-a desfășurat concursul TVC. Elevii de la instituțiile de învățământ din oraș și raion au tratat în viziunea lor tema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cine s-au dovedit a fi cei mai buni, ne spune colega noastră Steliana Guțuleac. Persoanele care au pensii mai mici de 1300 de lei după indexarea din 1 aprilie vor primi un adaos financiar de la stat. Acesta va fi acordat din luna mai, inclusiv pentru aprilie. Potrivit informației Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă integrală li se vor adăuga 90 de lei, iar beneficiarilor de pensii pentru limită de vârstă incompletă 50 de lei. Totodată, beneficiarii de pensii de invaliditate vor primi de la 50 la 90 de lei în funcție de gradul de dizabilitate. Beneficiarii de alocații sociale de stat, cu excepția alocației pentru îngrijire și ajutorului de deces, vor primi suplimentar 50 de lei. De asemenea, se majorează cu peste 8% pensiile pentru cetățenii care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, cuantumul cărora după indexare nu depășește 1300 de lei. Cu circa 10% vor fi mărite pensiile militarilor și ale polițiștilor, care la fel după indexare vor primi mai puțin de 1300 de lei. În Republica Moldova sunt înregistrați 650.000 de beneficiari de pensii. De la 1 aprilie, mărimea pensiei medii constituie circa 1050 de lei. La Creuleni a fost lansată subdiviziunea teritorială a Agenției pentru Securitate Alimentară. Invitați la ședința de lansare au fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov și deputatul Elena Frumosu. În cadrul ședinței s-a vorbit despre importanța agenției și rolul ei în certificarea produselor alimentare, care ar putea ieși pe piața europeană. Acest domeniu este foarte important și de fiecare regiune, de țară întreagă, depinde dacă noi vom putea face ordine și să asigurăm și să-i convingem cei din Uniunea Europeană că produsele de origine moldovenească sunt bine controlate, procesul de producere este pus la punct și produsele noastre nu sunt ofensive. Noi vorbim frumos. Iată, a noastră produs cel mai bun, vinul nostru cel mai gustos, mierele noastre au cel mai bun gust. Asta nu este de ajuns. Este nevoie de un mecanism care funcționează începând de la câmp, de la ce s-a introdus în sol, ce s-a stropit, cum s-a recoltat, cine a procesat, cine a ambalat, cine a pus în piață și a pus pe raft. Ca tot acest proces să fie monitorizat și ca europenii să nu stea să cumpere produsele noastre. Ministrul Agriculturii consideră piața Uniunii Europene mai stabilă decât cea rusă. La moment, Republica Moldova exportă 90% din fructe și legume în Federația Rusă. Este o piață care o prețuim foarte mult, avem relații foarte bune. Vom avea ședința colegilor comune, am avut la Moscova, acum vom avea în aprilie la Chișinău, dar asta nu înseamnă că într-o zi nu poți să întâmple ce s-a întâmplat în 2006, când 80% din vinurile noastre care se exportau în Federația Rusă au fost blocate. Deci noi prețuim orice piață, prețuim și cea europeană, și cea chineză, și ucraineană, și bielorusă, și rusă. Toate piețele sunt importante, dar noi trebuie să avem un sistem care convine la toată lumea. Elena Frumosu, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, a menționat importanța legii cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentară. Aceasta vine să acopere lacunele din legile și regulamentele precedente. Mă bucur că această lege, în sfârșit, noi am aprobat-o. Și nu de asta că n-am să fac trimiteri la reforme sau la ceea ce ne cer nouă europene, la standarde europene și internaționale. M-am gândit în primul rând la noi, la viața noastră, la copiii noștri, la ce mâncăm noi, la ce consumăm noi, la condițiile climaterice care vrei nu vrei se răsfrângă asupra produselor alimentare, apei pe care noi o consumăm.
Director al Agenției pentru Securitate Alimentară Criuleni va fi Ion Gangan, fost specialist principal în cadrul Direcției Investiții și Relații Economice Externe a Consiliului Raional Criuleni. Sperăm că noi în activitatea noastră vom lucra foarte activ cu Consiliul Raional, a pune și a schița nu numai pe hârtie, dar și în realitate, deci toate acțiunile noastre care vor parveni de la locuitorii din raionul Criuleni și nu numai. Dumneavoastră veți avea în totalmente susținerea din partea Consiliului Raional în conlucrare cu dumneavoastră, fiindcă ține conlucrarea cu dumneavoastră și, în ultimul rând, cel ce este mai important, cu agenții economici, producători a produselor alimentare care sunt în cadrul raionului. Ședința a finalizat cu o serie de întrebări parvenite din partea mai multor funcționari și consilieri raionali. La Cahul vor fi realizate o serie de proiecte ce țin de dezvoltarea socială-economică a raionului. Printre acestea sunt proiectele investiționale, asigurarea locuitorilor din zonă cu apă potabilă de calitate, proiectul cu privire la reconstrucția porțiunii de drum Hâncești-Cahul-Giurgiulești. Prim-ministrul în exercițiu Vlad Filat, în cadrul unei vizite de lucru la Cahul, a declarat că și fondul rutier al raionului va fi majorat. Premierul în exercițiu a atenționat asupra necesității de a fortifica digurile de protecție. Vlad Filat a menționat că, deși datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat sunt favorabile, ar trebui să fim pregătiți în fața unei eventuale calamități și a solicitat președintelui raionului să efectueze lucrările respective. Poliția a suprimat activitatea unui grup specializat în trafic cu hașiș. Din grup fac parte trei bărbați, locuitori ai municipiului Chișinău, cu vârsta cuprinsă între 51 și 54 de ani, anterior judecați pentru falsificarea actelor și banilor, cât și pentru infracțiuni legate de droguri. Toată afacerea se desfășura în casa unui membru al grupului. Astfel, în urma percheziției, polițiștii din Inspectoratul Național de Investigații au depistat aproximativ 50 de grame de marihuană, 20 de grame de hașiș și 26 de ghiveciuri cu plante de cannabis. Tot aici, poliția a găsit obiecte artizanale confecționate pentru consum de substanțe narcotice și semințe de cannabis. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă să stea după gratii până la 15 ani. O autorizație emisă pentru construcția unui bloc de locuit a stârnit nemulțumirea unui locuitor al orașului Ungheni, care riscă să nu mai aibă soare în ogradă din cauza clădirii cu mai multe nivele. Igor Lungu a chemat în judecată primăria orășenească din cauza că a eliberat o autorizație pentru construcția unui bloc de locuit cu 9 etaje pe strada Mihai Eminescu din orașul Ungheni. În 2008 a parvenit o problemă aici, s-a iscat o problemă de către administrația publică locală, s-a eliberat o autorizație de construcție a unui bloc locativ cu 9 nivele, unde foarte mă afectează pe mine, încălcându-se toate normele de distanță, de antiincendiare și așa mai departe. Vecinul nemulțumit spune că a fost nevoit să acționeze în judecată administrația publică locală în mod repetat. Din 2010 mă judec prin instanță, sunt în litigiu cu administrația publică locală și în 2012 este hotărârea definitivă a Curții de Apel Bălți privind anularea autorizației de construcții, dar în această perioadă, în 2011, dintre 2010 și 2012, în timpul litigiului, primăria, administrația publică locală eliberează o altă autorizație de construcții sub alt număr. Domnul Lungu spune că nu va renunța până nu se va face dreptate. Omul se arată foarte supărat că blocul de locuit e chiar lângă gardul lui. Conform legislației, distanța dintre două imobile nu trebuie să fie mai mică de 6 metri, iar dacă pereții nu au ferestre, atunci distanța se micșorează cu 20%, ceea ce constituie 4,8 metri. Dată ce se ridică această clădire, vreau că eu nu voi putea, nu voi avea soare în ceea ce se încalcă drept conform SNIP-ului din 99. Acesta este un document a SANEPID-ului, așa spus, și a pompierilor. Soare, vreau că în dormitoarele mele nu voi avea. Și de la balcon, balcoanele vor fi atârnate asupra teritoriului meu și toți de la balcon vor arunca tot peste bunul meu imobil, toate gunoiurile. De cealaltă parte, administratorul firmei care se ocupă de construcția blocului spune că a reluat lucrările și că are toate actele în regulă. Am lucrat până la 2010, aproximativ 2 ani de zile, dar restul pe apucate, când am fost stopați, când s-au prelungit lucrările, dar majoritatea am fost stopați cu problema apărută cu vecinul.
Acum lucrăm în baza autorizației primite de Primăria Ungheni din 2011, 5 septembrie, și vrem să prelungim lucrările, timp afară e bun, și vrem să prelungim lucrările, pentru că sunt oameni contractați care trebuie în sfârșit să le dăm apartamente. Omul de afaceri spune că va continua să zidească clădirea și nu crede că și de această dată să-i fie sistată activitatea. Nu poate să fie alta, pentru că e ajuns construcția la așa o stadie cu așa investiții, că drumul înapoi nu cred să fie. Conform contractului, trebuie la 2-3 ani de zile, unii din contractari să primească de acum apartamente, dar în legătură cu conflictul apărut, întinderea o să fie pe viitor. Și ce spun aceste persoane? Persoanele vor apartamente pentru că au investit bani în casa, în baza proiectului și a contractului cu primăria, și trebuie să nevoiți să le libereze apartamente, dar până și nu am hotărât cu întrebarea apărută, termenul va fi adăugător. Potrivit Inspecției de Stat în Construcții, lucrările de zidire a blocului de locuit din strada Eminescu se efectuează cu anumite abateri. Construcția dată a trecut prin autorizație de construcții emisă de primăria orașului Ungheni, autorizația de construcție numărul 73 din 05 septembrie 2011, a fost eliberat cu încălcări prin motivul că a trecut de la 63 de apartamente la 72 de apartamente. Potrivit lui Sergiu Jimiga, autorizația emisă de primăria orașului Ungheni în 2011 s-a eliberat fără a prezenta vreo expertiză care să confirme posibilitatea modificării proiectului de a construi mai multe apartamente decât era stabilit inițial. La momentul cu efectuarea controlului anul 2012, în numerate ori, inspecția ieșită la fața locului a înaintat prescripții de sistare a lucrărilor, la care Vulpi, fiind director, a fost tras la răspundere pentru neglijența prescripțiilor. Și până în prezent lipsește careva scrisori din partea primăriei că s-a retras sau nu s-a retras această autorizație. Arhitectul orașului Ungheni, Vlad Savin, spune că primăria orășenească a emis autorizația conform legislației în vigoare. La moment procesul încă se derulează, deci nu a fost stabilit încă nicio decizie definitivă. Și urmăm să aducem argumentele și probele de rigoare în instanță. Primăria își menține poziția față de legalitatea actului emis. Autorizația din 2011 nu a fost anulată, însă dacă careva organe de control sau cu dreptul de a sista lucrările de construcție au făcut-o, atunci trebuie să inștiințeze pe proprietari și să-i roage să sisteze lucrările până la finalizarea sau fie procesului de judecată, fie înlăturarea obiectelor pe care le-a avut. Decizia finală a judecătoriei Ungheni pe marginea acestui caz va fi pronunțată la 16 aprilie curent, când va avea loc examinarea dosarului respectiv. A suplit transportul rus din partea noastră. S-a suplit, a sărătat elevii trecut. Cum corect să traverseze strada, mai ales în perioada când vor începe lucrările de reabilitare a drumului? Despre aceasta au fost instruiți elevii din trei localități, Volovița, Alexandru cel Bun și Zastânca. Pe lângă informații, elevii au primit și câte un echipament special, cu benzi și veste reflectorizante, fluiere, palete, dar și stegulețe. Pentru noi este foarte important ca să asigurăm siguranța la traficul rutier, anume a copiilor, a locatarilor acestei localități, și să cunoască toate regulile care sunt necesare pentru a fi utilizate în perioada de reconstrucție a drumurilor. Elevii vor fi instruiți și la orele de clasă despre securitatea la trafic. Aici vor fi create și comitete specializate. Această companie, Provocările Mileniu, face un lucru unical acum pentru Moldova. Ei fac educație cetățenească a populației noastre și au început-o de la copii de jos, și lucrul acesta este foarte benefic pentru noi, profesorii. Cum am spus, noi avem noi parteneri în procesul educațional. Lecția a fost însușită de elevi. Cunoștințele acumulate aici vor fi transmise și colegilor. Ar trebui, când trecem strada seara, să purtăm panglici mai luminoase, să șoferii să poată observa, pentru că putem evita un accident rutier. Acest proiect a venit la noi în școală și ne-a demonstrat niște lucruri și deja o să fim mai atenți și o să respectăm reguli circulației mai bine.
Potrivit directorului de proiect, la moment sunt efectuate lucrări de trasare a drumului, iar lucrările ce țin de repararea carosabilului vor începe în mai puțin de 2 luni. Contractorii noștri se concentrează pe lucrări inginerești. Noi vorbim despre gazoducte, vorbim despre linii electrice, vorbim despre cabluri. Undeva într-o lună, lună jumate, de-am să începe lucrări pe partea carosabilă. În satul Volovița, proiectul de renovare a drumului prevede și construcția obstației și iluminarea drumului. Traseul Sărăteni-Soroca, care are o lungime de 93 de kilometri, face parte din traseul național M2, care asigură legătura dintre Republica Moldova și Ucraina. Acest sector de drum trece prin circa 70 de localități. Valoarea proiectului se estimează la 130 milioane de dolari, bani oferiți de guvernul SUA. În liceele din țară au început pretestările pentru bacalaureat. Elevii de la Liceul Alexandru cel Bun din Rezina și-au demonstrat capacitățile fiind testați la limba și literatura română. Desigur, am avut emoții, dar m-am străduit chiar așa foarte bine să-mi provoc o atmosferă a examenului de bacalaureat și chiar am reușit toate exercițiile și sper că la fel de bine am să reușesc și la examenul de bacalaureat. Emoțiile de la bun început sunt, însă pe parcursul lucrării ele s-au epuizat. În general, lucrarea nu a fost foarte complicată, întrebările erau destul de simple și eu cred că am reușit să o scriu foarte bine. Undeva 85-95%. Pretestarea la limba și literatura română nu mi s-a părut atât de complicată, dar foarte voluminos și emoții au fost mari și aș dori ca pe viitor la examenele de bacalaureat să fie mai succint și adică să fie explicat itmii, că noi citind itmii din test aveau mai multe sensuri. Anul acesta vor fi deschise 100 de centre de bacalaureat care vor fi echipate cu sisteme de supraveghere video. Camerele vor fi lăsate în gestiunea liceilor pentru uz intern și după examene. Ele vor fi supravegheate de reprezentanții ministerului. Suntem acum într-o perioadă premergătoare examenelor, deci astăzi am dat start pretestării claselor în clasele a 12-a. Deci am simulat astăzi examenul la limba și literatură română. Au scris în cadrul acestei pretestări 53 de elevi, avem 17 elevi la profilul real și 36 profil umanist. Deci toată pretestarea a fost monitorizată de către administrația instituției, de către asistenții care au fost repartizați în sălile de studii și de către un reprezentant al direcției de învățământ. Deci după finalizarea pretestării, deci parcurs nu au fost observate sau sesizări din partea elevilor și deci la fel nu au fost depistate nicio eroare și greșeli în desfășurare sau metodologia de organizare și desfășurare a examenelor, deoarece chiar începând cu săptămâna precedentă, noi am studiat împreună cu profesorii și mai înainte cu elevii, cu părinții, regulamentul sau metodologia de organizare și desfășurare a examenelor. Potrivit Ministerului Educației, anul acesta vor susține examene de bacalaureat peste 28.000 de absolvenți. Elevii liceului Mihai Viteazul din orașul Cimișlia, cât și reprezentanți ai altor instituții de învățământ din raion, au avut o întâlnire cu Ion Negrei, unul din cei 3 autori ai cărții Ioan Pelivan, părinte al Mișcării Naționale din Basarabia, editată recent. Participanții au avut prilejul de a-și expune părerea privind evenimentele istorice ce au avut loc pe parcursul celor 95 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Ioan Pelivan a jucat un rol decisiv în aceste evenimente, dar a fost trecut cu vederea de istorici. Actul de unire a Basarabiei cu România, de fapt, nu era smulsă prin corupție și haos, ci a fost un ceea ce a vrut anume Basarabia. A fost un act făcut din suflet pentru poporul român ca să scape de jugul rusesc. Cartea vine să scoată la lumină personalitatea lui Ioan Pelivan, militant al Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, om politic, publicist, apărător și promotor al limbii române. El a cedat funcția de președinte al Sfatului Țării, care îi revenea pe drept ca lider al Mișcării Naționale, colegului său Ion Inculeț. Ultimul avea un sprijin și din partea minorităților din Basarabia, fapt important pentru votarea actului de unire în cadrul Sfatului Țării.
multe lucruri care le-au pus la cale și le-au realizat generația Unirii în frunte cu Ioan Pelevan, dar în primul rând este vorba despre Unirea Basarabiei cu România. A fost acel moment de cotitură care a marcat istoria noastră în secolul al XX-lea, atât în sens pozitiv cât și în sens negativ, și astăzi suntem în situația de a-i aduce omagiu acestui mare înaintaș. Liceienii au rămas surprinși că Ioan Pelevan, Ion Inculeț și Elena Alistar sunt de baștină din satul Rezeni, actualmente raionul Ialoveni, localitate situată aproape de raionul Cimișlia. Tot din această carte ei au aflat și despre Nicolae Cernov, deputat în Sfatul Țării chiar din satul Ciucurminjir, raionul Cimișlia. Toți ei sunt un exemplu pentru tânăra generație. Ioan Pelevan, o personalitate care a lăsat urme destul de urme destul de mari în istoria omenirii, o persoană, un martir al neamului care a pledat pentru unirea Basarabiei cu România. Consider că a fost o lecție de istorie pentru fiecare dintre noi, deoarece am aflat multe lucruri noi care cred că ne vor ajuta pe parcursul vieții. A fost, spun așa, un tată al mișcării al eliberării naționale. Am aflat foarte multe lucruri interesante, multe informații din biografia lui și am participat la această lecție și vreau să spun că am fost foarte onorat de chestia aceasta. Oaspeții au venit la Cimișlia cu o donație de carte istorică în sprijinul elevilor și bibliotecii liceului. Cei mai insistenți au primit și autografe de la autor. Vreo 60 de cărți noi nouțe pentru tineretul nostru licean și nu numai pentru ei. Cărți de, cu reprezentând creații din clasicii literaturii române. Vorbim despre problemele din viața politică. Cred că este o activitate de civism, unde se formează, cred că, viitoarea elită politică, unde vor promova totuși valorile naționale, indiferent unde își vor face studiile. Activitatea de lansare a cărții Ioan Pelevan, părinte al Mișcării Naționale din Basarabia, a fost organizată de către Academia Populară din orașul Cimișlia, Fundația Cultural Istorică Mihai Eminescu și Liceul Mihai Viteazul din orașul Cimișlia. Patru echipe de tineri de la liceele Petru Rareș, Constantin Stere din orașul Soroca, liceu din satul Văselcău și Colegiul de Arte și-au dat lupta în cadrul concursului TVC. Tema concursului din acest an a fost integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. După ce s-au prezentat, echipele au fost supuse la mai multe probe. Unde duminica se află la aici sâmbătă? Eu nu pot să spun. Eu joi m-am batat, joi m-am trecut, eu știu. Știm cu toții alfabetul, deci în dicționar. Prestația tinerilor a fost evaluată de un juriu, care a decis în finalul concursului cine au fost cei mai buni. Astfel, de un premiu de încurajare s-a învrednicit echipa liceului Petru Rareș. Locul 3 și premiul în valoare de 1200 de lei a revenit echipei de la liceul din satul Văselcău. Locul 2 și 1800 de lei au mers la Colegiul de Arte din orașul Soroca. Și locul 1 și premiul de 2500 lei a fost obținut de echipa liceului Constantin Stere. Noi am stăruit ca să fim obiectivi în primul rând și chiar dacă toate colectivele au fost, echipele au fost bune, concurs este concurs. La tema de acasă, liceul Constantin Stere astăzi a dat lovitură și a câștigat concursul. Felicitări tot pentru toată lumea. Emoționați până la lacrimi, TVC-știi spun că rezultatele obținute la concurs este apreciere pentru munca lor de o lună de zile, în care s-au pregătit intens. Sunt foarte bucuroasă că într-adevăr am câștigat. Am muncit foarte mult și cred că juriul a apreciat într-adevăr cine este mai puternic. Ne-am stăruit să ne dăm, să ne exprimăm toate emoțiile, să ne arătăm ce putem, să ne arătăm toată maestria și din punct de vedere actoricesc, și din punct de vedere muzical și din punct de vedere al dansului. Însă în final, uitați că am ieșit învingătorii locului 2. Concurenții au fost superbi și s-a văzut concurența între noi și cred că în viitor, nu pe locul 2, dar sus o să fim. Noi suntem nespuși de bucuroși că am avut ocazia să participăm la un astfel de concurs. Țin să menționez că am fost unicul sat din tot raionul care am participat și, mă rog, suntem bucuroși de locul pe care l-am ocupat. Noi am avut doar o săptămână la dispoziție, spre deosebire de restul echipelor care au avut o lună întreagă. Noi am încercat să demonstrăm că suntem cei mai bravi, suntem cei mai tari și că un sat la fel poate să câștige. Liceu Ovieru, te iubesc! Chiar și cei care nu au ocupat locurile de frunte nu-și pierd speranțele. Eu cred că nu este important ce loc am ocupat. Mai avem încă 2 ani la rând pentru a ocupa un loc și mă bucur foarte mult că am participat. A fost ceva deosebit, a fost o experiență pentru mine. Cu
Concursul TVC La Soroca a devenit deja o tradiție. Acesta se desfășoară anual și este organizat de Secția Cultură și Turism în colaborare cu Centrul de Resurse pentru Tineria Dacia, susținuți de Consiliul Raional Soroca. La Creuleni a fost lansată subdiviziunea teritorială a Agenției pentru Securitate Alimentare. Invitați la ședința de lansare au fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov și deputatul Elena Frumosu. Poliția a suprimat activitatea unui grup specializat în trafic cu hașiș. Din grup fac parte trei bărbați, locuitori ai municipiului Chișinău, cu vârstă cuprinsă între 51 și 54 de ani, anterior judecați pentru falsificarea actelor și banilor, dar și pentru infracțiuni legate de droguri. Elevii liceului Mihai Viteazul din orașul Cimișlia, cât și reprezentanții ai altor instituții de învățământ din raion, au avut o întâlnire cu Ion Negrei, unul din cei trei autori ai cărții Ioan Pelivan, părinte al Mișcării Naționale din Basarabia, editată recent. Detalii aflăm de la Rodion Vârlan. Tineri veseli curajoși, sub această luzincă la Soroca s-a desfășurat concursul TVC. Elevii de la instituțiile de învățământ din oraș și raion au tratat în viziunea lor tema integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cine s-au dovedit a fi cei mai buni, ne spune colega noastră Steliana Guțuleac.